Cea de-a 17-a ediție a Târgului Indagra a debutat la Centrul Expozițional Romexpo din București în prezența Comisarului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Dacian Cioloș, a ministrului Daniel Constantin și a altor demnitari importanți din Republica Moldova, Bulgaria și Polonia. Evenimentul reprezintă cea mai complexă manifestare de acest gen din România, destinată promovării potențialului zootehnic autohton, produselor tradiționale bio, cât și a soiurilor de vin românești recunoscute internațional. Anul acesta, ca în fiecare an, cele mai noi tehnologii pentru industria alimentară, dar și pentru agricultură și zootehnie, tractoare combine, sisteme de irigații, solarii, tot ce este mai nou în domeniul agriculturii pe perioada celor 5 zile. Pot să spun că târgul a ajuns la o evoluție fantastică în ultimii ani și, deși poate la prima ediție când am început acest târg, domeniul nu era foarte dezvoltat și nu foarte multe firme îndrăzneau să vină în România, evoluția târgului a cunoscut o creștere extraordinară și anul acesta practic am ajuns la un record de participare. Avem 400 de companii din 22 de țări care prezintă tot ce este mai nou în domeniul agriculturii. Ministerul Agriculturii practic este un partener tradițional al Târgului Indagra și al Romexpo. Ministerul are și o prezență în cadrul târgului destul de importantă și, practic, prezența lor aici nu numai că ne ajută în promovarea evenimentului, dar ne și susține, arătând, practic, implicarea autorităților locale, dar și a susținerii pe care o avem din partea Uniunii Europene pe acest domeniu, în mod special. Prezența domnului comisar este binevenită întotdeauna și dânsul a fost prezent și acum 4 ani, așa cum poate ați văzut în discursul de deschidere, când a fost prezent în calitate de ministru al agriculturii la vremea aceea. Ulterior, dânsul a fost nominalizat ca și comisar european și a și primit această funcție importantă. Este o onoare să-i avem alături de noi și cu siguranță sperăm să-i avem și la edițiile următoare. Târgul Indagra este unul dintre cele mai mari din zona Europei Centrale și de Est, chiar și la acest moment. El, ca și reprezentativitate, cu siguranță se încadrează în perfect în peisajul acestei zone în care se află și România. Și, sigur, poate că ar trebui noi, ca și organizatori, să promovăm mai mult ca și târg regional, nu doar ca un târg național, să zicem, adică cu reprezentativitate națională, mai ales că a cunoscut o dezvoltare foarte mare pe zona participărilor externe. Deci târgul practic are o participare externă undeva la aproape la 40% dintre companii sunt firme străine. Avem Republica Moldova, că tot ați menționat prezența ministrului agriculturii din Republica Moldova, Franța, Polonia și Bulgaria au standuri reprezentative în târg. Ferma Media Group vă așteaptă la standul 54 din pavilionul C1, unde veți putea intra în posesia ultimului număr al revistelor Ferma, Recolte Bogate și Utilaje Agricole.